Frați și surori, dorim să continuăm să ascultăm ceea ce Domnul dorește să ne vorbească și vreau să spun și aici, în momentul în care Petru a intrat în casa lui Cornele, Cornele a spus, acum dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Să știți că numai atunci când împlinim tot cuvântul lui Dumnezeu, numai atunci vom fi binecuvântați de El. Aș vrea să reiau, să pornesc de unde a vorbit primul frate vorbitor aici, primul tânăr. Zice aici, printre altele, fugi de poftele tinereții și urmărește. Foarte important. Foarte important să nu uităm că Domnul a făcut ceva pentru noi. Spune aici în Cartea Galatenilor, în capitolul 1, versetul 4. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest viac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Deci Domnul ne-a smuls din viacul acesta, din lumea aceasta. În Psalmul 40 spune, printre altele, că El ne-a ascultat strigătele, ne-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei și ne-a pus picioarele pe o stâncă și ne-a întărit pașii. Lucrarea aceasta numai Dumnezeu o putea face, o lucrare pe care Domnul Iisus a realizat-o în viața noastră. Este foarte frumos conturată în epistole. De bună oară, în Apostolul Pavel vorbește aici în Coloseni și spune așa, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Noi nu ne puteam singuri izbăvi. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Spune versetul 4, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și în ultimă instanță, El ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Ne-a strămutat deja. Biserica este strămutată, este într-un loc ceresc, așa ne spune Biblia, în Epistola lui Pavel către Efeseni. Printre altele aici, foarte frumos consemnează în capitolul 1 Pavel, ne spune versetul 2, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Dar acum vedeți, după ce Domnul ne-a smuls, Biblia consemnează ceva. Aici în Timotei spune, fugi de poftele tinereții. De-abia în momentul în care Domnul ne-a adus la mântuire, din momentul acela începe lupta credinciosului și a ține toată viața cât trăiește. Nimeni nu a ajuns încă la apogeu. Apostolul Pavel a ajuns undeva, avea un standard înalt, niciunul nu l-am atins. El spune că a ajuns în al treilea cer. Și-a văzut acolo ce nu a putut să exprime în cuvinte, ce-a văzut, ce-a auzit. Și totuși el este conștient și spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un lucru, uite ce este în urmă, mă arunc spre ce este înainte, ca o să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Poți să fii lepădat după ce ai ajuns pe stâncă? După ce Domnul te-a scos, te-a smuls din groapa peirii, din fundul mocirlii? Absolut. De aceea spune că într-o casă mare sunt vase, nu numai de cinste, ci sunt și de ocară. De aceea spune Biblia că lupta este până la sfârșit. Ce se întâmplă în continuare? În continuare este o luptă pe care noi trebuie să o avem în vedere. Aici, în cartea lui Timotei, spune încă o dată, fugi de poftele tinereții. Zice, urmărește neprienirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu toți cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Dar Apostolul Pavel aici în Efeseni, după ce arată standardul acesta înalt, suntem în locurile cerești, auziți numai ce spune el în capitolul 6, ca o reluare a ideii. Versetul 13, sau citim de la 12, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Auziți cine este în locul ceresc? Biserica, dar și lumea spirituală, și demonii, și dușmanul nostru, numărul unu, diavolul. Ei sunt și ei în locurile cerești. Ei n-au treabă cu cei din afară, au treabă cu noi. Dar acum, în continuare, aici spune Apostolul foarte frumos, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, nu putem fără armătură în continuare, să rămânem pe stâncă. El ne-a scos din groapa peirii, din fundul mocirii, ne-a pus picioarele pe o stâncă și ne-a întărit pașii. Ne-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.
Să rămânem însă acolo pe stâncă e o luptă care ne aparține nouă, nu putem noi singuri. Domnul este cel ce ne sprijinește, dă-i o parte a omului care trebuie să o facă. Un om care cade pe laurii victoriei, categoric, nu va putea rămâne pe stâncă. De aceea lupta până în ultimă clipă se dă, bătălia se dă până în ultimă clipă. Și spune aici, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți să vă împotriviți în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar având mijlocul un cinci și așa mai departe. Deci lupta se dă. Biblia vis-a-vis de această rămânere, foarte frumos ne vorbește în epistola lui Petru. Uitați ce spune Petru în epistola lui, vis-a-vis de această fugă. Pavel îi spune lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Iar Petru în epistola lui, în prima epistolă, în capitolul 1, versetul 13 și 14, spune așa. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji, puneți-vă toată nădejdea harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți. De acolo, de pe stâncă, diavolul vrea să ne târască din nou. E un proces. Uneori se luptă în dreptul unei persoane toată viața. Toată viața e bătălia. De multe ori cei din jur nu o văd, ea se dă mai întâi la nivelul gândurilor. Păcatul, zice, pofta odată zămislită de naștere păcatului. Și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Dar asta e un proces de multe ori, o bătălie. Cei din jur nu o văd în viața noastră de multe ori. Bătălia nu e simplă. Și aici spune, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată. Când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Tot aici în Petru, ideea este reluată și uitați ce spune aici foarte frumos, în capitolul 17, în capitolul 3, versetul 17 din 2 Petru. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Nu cumva să vă lăsați târâți. Ce înseamnă? Înseamnă că de un capăt țin eu țin de un capăt și de celălalt ține vrăjmașul. El nu mă poate târâ dacă eu nu mă țin. Eu trebuie să mă las, că altfel el nu mă poate târâ. Nu are acces. Așa spune omul lui Dumnezeu Pavel în cartea Colosenilor. Auziți-mă ce frumos vorbește el aici în Coloseni. Acest proces spune cum procedura lui. Zice aici printre altele, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultători. Din numărul lor era și voi odinioară, când trăiați în aceste păcate. Dar acum zice, lăsați-vă, nu mai țineți, că dacă țineți în fiecare zi încet, încet vă trage. Lăsați-vă, aici e lupta, să ne lăsăm, să abandonăm. Aici nu e un proces, în procesul acesta nu e vorba de a cocheta, de a discuta, de a tragiversa, nu e vorba de o putere fizică, aici e vorba de o putere spirituală. Și în lupta aceasta spirituală Domnul spune ce să fac eu, iar dincolo de vine și mă întărește El. Și aici zice, de acum lăsați-vă de toate acestea, de mânie, auziți, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Și așa mai departe. Zice, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii din ascultării. Spune în cartea lui Iuda în epistola lui, pentru că suntem aici, auziți ce spune și el tot în această idee. Spune Iuda în versetul 8, totuși oamenii aceștia, târâți de fisările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și bajocoresc dregătoriile. Oamenii aceștia, zice, târâți de visările lor, la nivelul imaginației, a gândurilor, acolo se dă bătălia mai întâi. De aceea păstrează credința într-un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Și ei pot să vină să cânte și să facă o lucrare. Căderea în mod definitiv, când ai văzut-o, ea nu de atunci iese, ea a avut încă o dată un proces, o continuitate. Biblia vorbind de acest lucru, auziți numai, să vedeți un exemplu pe care îmi vine acum și vreau să-l aducem, să-l menționez. Auziți ce spune în Cartea Împăraților. Biblia vorbește în Cartea Împăraților, deși în Vechiul Testament, de cel mai înțelept om. Cel mai înțelept om, zice Biblia, a fost Solomon. Ca Solomon n-a fost nimeni. A fost plăcut lui Dumnezeu, de două ori Dumnezeu i s-a descoperit în mod special.
Dar auziți-mă ce spune despre Solomon, ce luptă vrăjmașul, o luptat. Vreau să spun că diavolul nu se intimidează că noi predicăm, că noi cântăm, că noi ne rugăm, da, de unde? Păi dacă a venit la Domnul, la Fiul lui Dumnezeu, care l-a creat și pe el, și nu s-a rușinat, păi nu vine la noi, vine, lupta-i până la capăt. Auziți în dreptul lui Solomon ce spune Biblia. Versetul 1 din capitolul 11 din 1 împărați. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel, să nu intrați la ele, nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. Omul înțelept, omul deosebit, a fost târât. Așa câte puțin, a fost târât încet cu încetul și în final, auziți numai, versetul 5. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, după Milcom, urăciunea amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului, zice aici, un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. În cartea lui Ezra, foarte clar, este consemnat acest lucru în dreptul lui Solomon. Și auziți ce spune aici în Ezra, în capitolul 13, ne spune aici în versetul 26, oare nu în aceasta păcătui Solomon împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulțimea popoarelor. Era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeul pusese împărat peste tot Israelul. Totuși femeile străine l-au târât și pe el în păcat. L-au târât. Există N versete în Vechiul Testament și nouă încă, care vorbește de acest proces. Noi de multe ori, vedeți, omul, noi ne bucurăm, Dumnezeu zice în Cartea Evreilor, autorul epistolei, capitolul 3, versetul 1, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Chemarea e din cer, de la Dumnezeu, cea mai înaltă chemare la mântuire. Dar și standardul, frați și surori, ca asta nu avem întotdeauna în vedere. E la fel, pe măsură, pe talie. Zice, atintiți-vă privirile la apostolul și la marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Chemare din cer, dar și standard, etalon de comparație, tot din cer. De aia spune Biblia, el este ținta, pe el trebuie să-l urmăm, pe urma pașilor lui, uitându-ne la el, la viața lui. Dumnezeu să binecuvinteze această biserică. Doamne, ajută-ne să nu ne lăsăm târâți. Și de cele mai multe ori lucrurile care altădată, înainte de a ne întoarce sau înainte de nașterea din nou, ori existat în viața noastră. Diavolul vine și încearcă cu orice preț să ne tragă, să ne târască. Ce frumos spune aici cuvântul în cartea lui Timotei, apostolul Pavel, îi spune, dar ne spune seara aceasta nouă. Zice aici, totuși temelia tare a lui Dumnezeu să ne zguduit, având pe cetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Care-i temelia? Temelia tare a lui Dumnezeu să ne zguduit având pecetea. Care-i pecetea aceasta? Auziți ce spune Biblia chiar în dreptul Domnului Iisus Hristos. Ne spune în Evanghelia după Ioan, foarte frumos, în capitolul 6. Sunt cuvintele Mântuitorului, cuvintele Domnului. Spune aici Ioan capitolul 6, versetul 27. Lucrați nu pentru mâncarea care piere, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl Dumnezeu, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Știți că și Fiul a fost însemnat cu pecetea? Toți cei ce aparțin Domnului sunt însemnați cu pecetea. Care e pecetea Tatălui pe care a lăsat-o în dreptul Domnului Iisus? Noi știm care este. Spune aici Biblia în Evanghelia după Ioan. Și după Luca, citim din Luca, spune printre altele foarte frumos, vis-a-vis de această pecete, capitolul 4, spune așa, versetul 1, Iisus plin de Duhul Sfânt s-a întors la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Versetul 14, Iisus plin de puterea Duhului s-a întors la Galileea și s-a dus vestea în tot ținutul din prejur.
Pecetea Tatălui a fost atunci când s-a coborât Duhul Sfânt sub chip de, sub formă de porumbel. Pe el l-a pecetuit cu pecetea sa. Să știți că și noi, cei ce aparțin lui Dumnezeu, trebuie să aibă această pecete. E o siguranță, dar în continuare și cei care sunt pecetuiți nu înseamnă că s-a terminat bătălia. Și Domnul Iisus s-a luptat, Domnul însă l-a biruit pe cel rău. L-a biruit într-un mod absolut. Domnul Iisus până la sfârșit, el a fost biruitor. Vine stăpânitorul lumii acesteia, spunea Domnul, dar în mine nu găsește nimic. În noi ce găsește? Sunt vorbe, priviri, atitudini? Îmi vine din nou în minte Solomon, cel mai înțelept om, de atâtea sfaturi în proverbe. Atât de frumos vorbește, e nemaipomenit. Și la un moment dat auziți numai ce spune Biblia despre Solomon. Zice aici, printre altele, în cartea Eclesiastul, în capitolul 2, versetul 10, zice, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu m-am oprit inima de la nicio veselie. Și unde l-a dus? Tot ce-a poftit ochii le-a dat. Omul lui Dumnezeu spune, ferice de cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul, cel neprienit. Își leagă ochii ca să nu vadă răul. Zice, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Noi trăim într-o lume, acum nu ne putem izola. Nu ne putem retrage să fim spudnici undeva. Noi trăim în mijlocul lumii, ca și Domnul. Domnul a trăit între oameni. Dar nimic nu s-a atins de el, de viața lui spirituală. El a rămas absolut desăvârșit, în mijlocul oamenilor. Asta dorește Domnul de la noi. Trăim aici, dar lucrurile din lume să nu ne afecteze. Nimic ce-i blestemat să nu se atingă de mâna ta, așa spune Biblia. Nimic ce-i dat spre nimicire să nu aduci în casa ta. Lupta, sigur, nu este mare. Acum, în dreptul nostru, Domnul a fost pecetuit cu Duhul Sfânt. Tatăl, sigur, l-a pecetuit. Ca un model absolut și desăvârșit. La Biblia vorbește, să știți, și în dreptul nostru, foarte frumos. În cartea Efesenilor, Pavel spune așa, în capitolul 1, versetul 13, zice așa, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese dat. Și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Știți că și Domnul aici, el nu a primit Duhul cu măsura, dar adevărata stare de slavă și de glorie a fost de-abia în momentul în care a plecat dincolo. Atunci au primit o intrată în slavă absolută și desăvârșită. La noi, și noi am primit doar o arvună. Știți ce înseamnă o arvună? Un acont. Și dacă noi rămânem credincioși Domnului până la capăt, în ziua aceea, Biblia spune așa, preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat. Și ne-a pus în această postură de a fi copii al lui Dumnezeu. Ei, dacă noi trăim ca și copii ai lui, Biblia continuă și spune, la venirea Domnului Iisus Hristos, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea Domnului Iisus Hristos. O aduce cel de-al doilea har. Biblia spune că harul și adevărul au venit prin Domnul Iisus, legea a fost dată prin Moise. Primul har ne-a adus această stare, suntem copii al lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Noi am vrea de multe ori să ne cunoască cei din jur. Am vrea de multe ori să ne facem cunoscuți. Nici pe el nu l-a cunoscut. Să nu ne mirăm. Noi trebuie să trăim însă ca adevărați copii al lui Dumnezeu. Să îl putem pe el reprezenta cu demnitate. Asta dorește el. Și dacă vom face așa, Biblia promite cel de-al doilea har la venirea lui. Și atunci spune așa, când va veni el, zice, vom fi ca el. Fraților, acum suntem, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm un lucru. Când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ce frumos! Pecetuiți, noi suntem pecetuiți. Pecetea aceasta, să știți că o știe și cel rău. Acum, vis-a-vis de această lucrare de a ne târâ, unde vrea vrăjmașul să ne târască? Auziți numai ce spune în cartea lui Iov aici, în capitolul 18. Zice, Domnul ne-a pus pe stâncă, vrea să ne ducă la el. Diavolul tot timpul îi lupta până la capăt, vrea să ne târască din nou, încetul cu încetul. Eu de multe ori cer, Doamne ajută-mă, dar mă țin cu mâna de lucrul respectiv și nu mă las. Și atunci încet el mă trage în fiecare zi. Domnul spune, lasă-te de aceea, lăsați-vă, nu mai țineți, abandonați aceste lucruri. Spune aici în capitolul 18, versetul 14, zice, asemenea credincioși sunt mulți din cortul lui, din cortul lor,
unde se credea la adăpost și este târât spre împăratul spaimelor. Auziți, este un împărat al spaimelor. Ăsta e diavolul. Și el vrea să târască, să târască din nou credinciosul. De aceea lupta este foarte mare. De aceea Domnul ne-a pecetluit. Asta e temelia tare a lui Dumnezeu. Ea stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Dar apoi, toți care suntem pecetluiți, să ne depărtăm de fără de lege. Să facem voia lui. Spune tot aici Apostolul Pavel, vis-a-vis de această pecete, foarte frumos. Auziți ce spune în Cartea Colosenilor. În Coloseni spune așa, versetul 21 din capitolul 1, pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, el v-a împăcat acum, prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă împățișați înaintea lui, fără prihană și fără vină. Fără prihană și fără vină. Ce frumos! Ce chemare înaltă! El ne-a pecetluit și el vrea să fim ai lui, să rămânem stabili pe temelie. Eu doresc în această dupămasă, Doamne, umple-ne de cuvântul Tău. Vreau în continuare, dragii mei, să amintesc un lucru, să mă opresc în continuare, la ceea ce spune versetul 20 și 21. Într-o casă mare sunt nu numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățe de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Să știți că bătălia e până la capă, cel ce azi e vas de ocară, poate deveni vas de cinste. Ăsta e motivul pentru care Domnul a spus, nu smulgeți neghina, nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâu împreună cu neghina. Pentru că cel ce astăzi apare că e neghină, mâine poate fi grâu. Cel ce azi e vas de ocară, poate fi mâine un vas de cinste. Și invers. Dacă cineva nu rămâne vas de cinste până la capă, nu rămâne dependent absolut de Dumnezeu, poate sigur la un moment dat să falimenteze. De aceea lupta e foarte mare. De aceea lupta este până la capăt, până în ultimă clipă. Aici, vis-a-vis de aceste versete 20 și 21, eu vreau să amintesc câteva principii. Ele au rămas valabile și sunt o realitate. Primul principiu, întotdeauna vor fi cele două categorii. Cele de două categorii de credincioși nu sunt în afară, sunt înăuntru. Zice, mulți chemați, puțini sunt aleși. Dacă mă lupt, voi fi ales. Dacă mă lupt până în ultimă clipă. Ăsta e un principiu al lui Dumnezeu. Tragedia este că cei mai mulți zice că rămân pe din afară în ziua aceea. Cei mai puțini, intrați pe poarta strâmtă, era menționat. Poarta strâmtă e Domnul Iisus. Noi nici nu trebuie să încercăm să o facem mai strâmtă, dar nici mai largă, să o lăsăm așa cum este ea. Cum este ea, uitându-ne la viața Domnului, să călcăm pe urma pașilor Lui. Întotdeauna vor fi cele două categorii. Apoi un al doilea principiu, dintr-o parte în alta, la ora actuală se poate trece. Într-o seară ca aceasta, dacă eu mă verific și mă cercetez, îmi dau seama de realitate și mă hotărăsc, mă decid, pot să trec în partea bună. În tabăra Domnului. Pot să fiu a Lui. Totul depinde de mine. Dintr-o parte în alta încă se poate trece, să știți. De aceea spune Biblia, nu le smulgeți, nu smulgeți, lăsați-le împreună. Vasele de cinste împreună cu cele de ocară sunt împreună. Un al treilea principiu pe care vreau să-l menționez, pentru o lucrare cu caracter pozitiv, niciodată nu va folosi Domnul un vas de ocară, întotdeauna numai un vas de cinste, asta e legea. Pentru o lucrare negativistă, Domnul sigur știe să folosească un vas de ocară. Iuda a fost folosit și noi știm, pentru lucrarea aceea de a-L vinde pe Domnul. Inima lui era pervertită. Nu atunci s-o pervertit. Domnul știa dinainte. Înclinația lui, dorința lui, ceilalți nu l-au cunoscut. Biblia spune că Domnul nu avea nevoie de cineva care să-i facă vreo caracterizare vreunui om. El însuși știa ce este în om. Și acum când stăm noi aici, fiecare, Domnul cunoaște gândurile noastre. Amin? Amin. Dar cum să nu ne cunoască? Dumnezeu este absolut. El zice că în ziua aceea va spune omului până și gândurile lui. Gânduri pe care nu le-am putut pune în practică, că n-am avut ocazia. Nu le-am putut materializa. Dar și alea sunt cunoscute de Domnul. Un al patrulea principiu. Nimeni fără voia lui, să rețineți. Nimeni fără voia lui nu va fi într-o parte sau în alta.
Domnul lucrează prin ordinea naturală a evenimentelor, fără să, știi, să anuleze personalitatea vreunui om. El nu anulează. Noi suntem factorul decisiv. El îmi spune ce să fac, iar eu sunt cel ce hotărăsc. Eu decid. Dacă eu mă lupt și primesc cuvântul lui Dumnezeu și doresc ca să-L slujesc, Domnul este cel ce vede și mă ajută. Nimeni fără voia Lui. Nimeni nu se va trezi în veșnicie, în prezența Domnului, în ideea că El aici, păi eu nici nu m-am gândit la mântuire, n-am dorit-o, asta nu va fi niciodată. Ca să fii mântuit, trebuie să dorești mântuirea, trebuie să alergi, trebuie să-L cauți. Cine mă caută, mă găsește, cine strigă, îi voi răspunde, celui ce bate, îi voi răspunde. Dumnezeu este desăvârșit. Și Dumnezeul acesta, să știți, nu face derogare cu nimeni, păi nu a făcut nici cu oameni mari din Biblie. Nu va face nici cu noi. Dar în același timp este gata să ne ajute. Doamne, vină în ajutorul nostru. Un al cincilea principiu, numai în final se va vedea realitatea, până în ultimă clipă. Atunci se va vedea, bătălia este până la capăt. Iar un al șaselea principiu, aș vrea să nu uităm, dragii mei, o revizuire atentă a atitudinii foarte importantă, în seara aceasta aici. Spuneam că turma bunului păstor e mică, nu e mare. E mică. Dar zice, nevoiți-vă, Doamne, mulți sunt cei care sunt pe calea mântuirii. Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Că largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă e calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Auziți, puțin sunt cei ce o află. Eu doresc pentru această biserică, Doamne, lasă pecetea Ta peste noi. Și apoi ajută-ne, Doamne, să fim vase de cinste. Vase de cinste, ce frumos, vase de cinste. Apoi un al treilea gând care l-am în general iese de aici, din ultimele versete. Auziți numai ce spune Biblia, ce frumos. Zice, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri și robul Domnului nu trebuie să se certe. Să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Zice, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Ce frumos! Pocăința e un lucru mare. Prin pocăință numai, nu există intrare în împărăție fără pocăință. Pocăința, când te pocăiești, atunci Domnul produce, El produce nașterea din nou. Pocăința e și un proces. M-am pocăit, eu am 67 de ani, m-am pocăit în casă de familie de credincioși am crescut. La 14 ani am simțit atunci că s-a produs nașterea din nou, dar de atunci în continuare pocăința în fiecare zi. Trebuie să ne luptăm în fiecare zi. Apostolul Pavel a spus, nu cred că l-am apucat. Pocăința e un lucru mare. Pocăința aduce lucruri nemaipomenite. Auziți aici ce spune. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. E mare lucru cunoștința adevărului. Să citești Biblia și să nu o distorsionezi, cum era vorba aici, că o să bărbârâ lup răpitori care nu vor cruța turma. Vor veni tot felul de învățători, ca niciodată. Unii vor spune, las că Dumnezeu uită, Dumnezeu e bun, Dumnezeu nu ține cont. Pentru că Dumnezeu nu pedepsește imediat, pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. De aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă răul. Uite, fac rău și azi și mâine și un an, nu-i nimica. Uite, Dumnezeu, noi, voi sunteți mai pretențioși, spun unii oameni. Nu, nici pe departe. El ține cont. El are timpul lui când trage linia. El are vremea lui când trage la socoteală pe cineva. De aceea, prin pocăință, dragii mei, în momentul unei pocăințe sincere și cu cât mă pocăiesc mai mult, auziți, ca să ajungă la cunoștința adevărului. Adevărata cunoștință adevărului, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Spune aici așa, foarte frumos, zice, citim și 3, lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Asta dorește Domnul, să vină la cunoștința adevărului. Tot aici ne spune Biblia, în capitolul 3, versetul 7, pe pagina aceasta, zice așa, citim și versetul 6. Sunt printre ei unii care se vâră prin casă, momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Cunoștința adevărului e un lucru mare.
să înțelegi Scripturile. Mi-am adus aminte acum, mi-aduc aminte de cineva care a avut un mesaj foarte interesant din partea Domnului. Zice, la ora actuală se citește Biblia, dar sunt niște ca niște folii și nu se vede clar în dreptul planului, a planurilor și a voiei celui preanalt. Zice, în dreptul tău, spunea în dreptul cuiva, zice, să știi că Domnul mai ia o folie și vei vedea mai clar decât alții lucrurile care se vor întâmpla în viitor. Am zis, extraordinar, uite cum e Dumnezeu. E mare lucru cunoștința adevărului. Știi ce-a spus Petru în dreptul lui Pavel? După cum ne scrie și preiubitul nostru frate Pavel, ca în toate epistolele lui. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi. Mare lucru să cunoști. Când cunoști, nu te mai lași, nu, ești gata să faci orice, să fii lipit de Domnul. Apoi ce mai aduce această pocăință, pocăința? Fără pocăință nu se poate, sigur, sunt multe de spus de pocăință. Dar citești ceva, uitați ce spune în Faptele Apostolilor în capitolul 11, acolo lui Cornelie. Zice aici Fapte 11, versetul 17 și 18. După ce Petru face darea de seamă la cei din Ierusalim, că l-au tras la socoteală, a intrat în casa unui netăiat împrejur. Și Petru, după ce Petru spune în detaliu ce s-a întâmplat, spune aici versetul 17 și 18. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit în aceste vorbe, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viață, viață spirituală. Cu cât te pocăiești, încă o dată, mă pocăiesc azi mai mult decât ieri, mâine mai mult decât azi, în fiecare zi fac pași spre Domnul. Biblia știe ce spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață, dar cum să o aibă? Din belșug, din plin. Ce binecuvântări are Domnul pentru noi. Eu de multe ori zic, Doamne, pocăința nu e ceva searbă, sec, nu e o plictiseală, nu e o oboseală. Uite, nu e o caznă, mă pun la rugăciune și forța, da, de unde? Cauți rugăciunea. Un om care dorește, ăla caută rugăciunea, ăla caută cămăruța. Cum prinde un moment acasă să închide în cămăruță și să roagă? Ăla la casa Domnului întotdeauna iubește rugăciunea, ăla iubește cuvântul. Nu poate fără cuvânt, cuvântul e hrana. Hrana spirituală, lumina pe care ne-o dă Dumnezeu, nu pot fără ea. Prin cuvânt eu mă hrănesc spiritual pentru omul spiritual și cresc în el, dar în același timp îmi dă și lumină ca să pot înțelege voia lui Dumnezeu. Cunoștința adevărului și viață spirituală. Cu cât o fac mai mult, mai multă lumină primesc. Cu cât mă pocăiesc mai mult, mai multă viață primesc. Dar apoi spune aici foarte frumos, în Faptele Apostolilor, tot vis-a-vis de această pocăință, dumneavoastră știți versetele, le reamintesc. Auziți ce spune în capitolul 3, versetul 19, dar citim și 18. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise înainte, prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul lui va pătimi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, asta e pocăința, întoarcerea la El cu toată inima, mai aproape, fac pași spre El. Frumusețea este că El îmi permite să mă apropii de El. Îmi permite, știți că în vechime erau perimetrat, numai Moise era admis să se apropie de Domnul. Când mă gândesc, Doamne, ce har, prin Domnul Iisus noi avem acces liber, noi ne putem apropia. Eu mă gândesc de multe ori, Doamne, eu citesc cuvântul, eu mă rog și Tu ești gata să stai lângă mine, nu pleci cât timp eu mă rog, Tu mi-asculți rugăciunea. De eu cât timp îmi fac ca să îi spun Domnului problemele mele? Că Biblia spune despre rugăciune și îmi povestesc strâmtorările în rugăciune, necazul. Îi spun Domnului necazul meu, păi a spune necazul meu și a casei mele, întrebătim de fiecare dată. A vorbi Domnului în rugăciune despre nevoile celor din jur, acolo întrebătim. Și cât timp stau, Domnul mă ascultă, El nu pleacă. El stă lângă mine și mi-ascultă rugăciunea. Zice, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu și auziți ce vine prin pocăință. Pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Păcatele nu sunt șterse decât prin pocăință. Prin pocăință e o viață nouă, haina este nouă. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Mai vreau să amintesc ceva și apoi voi încheia. Auzindu-mă ce spune aici apostolul foarte frumos, încă o dată reluim versetul 24 și 25, sunt cuvinte foarte adânce aici. Și robul Domnului nu trebuie să se certe și să fie blând cu toți. Toți suntem robii Domnului. În familie ceartă, nu-i admis așa ceva. Acum să te cerți.
Cum să te cerți? Robul Domnului nu e admis să certe. Zice aici, ci să fie blând cu toți. Blândețea e, eu așa o numesc, o floare rară. O floare rară. Trebuie ca lacrimile pocăinței, ferice de cei ce plâng, să ude terenul smereniei, ferice de cei săraci în duh, ca să crească această floare rară a blândeței. Și robul Domnului nu trebuie să certe, ci el să fie blând cu toți. Zice, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu va lucra și în viața lor și le va da pocăința. Încheie aici, vă doresc din toată inima binecuvântarea Domnului. Doamne, ajută-ne la toți să ajungem în împărăția Ta, dar ajută-ne aici să ne luptăm. Aici să ne dăm toate silințele, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Întrucât atârnă de voi, faceți tot ceea ce puteți. Iar dincolo de noi, știți, Biblia spune printre altele, zice, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Ei, uneori se întâmplă asta, îmi dau silințele, mă străduie și cineva care nu vrea nici cum pacea și liniștea. Atunci Domnul vede și știți ce se împlinește? Zice, când Domnul îi place calea cuiva, îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui. Domnul vede că nu vrea, dar eu mi-am făcut partea, nu vine să-mi facă prieteni pe vrăjmași dacă eu nu mi-am făcut partea. Și eu sunt cel ce întrețin polemica și cearta și așa mai departe, nu. Când eu îmi fac partea, Domnul vine și își face partea lui. Eu îmi fac partea mea, mă apropii de Domnul, îl caut, îl doresc și Domnul vine în întâmpinarea căutării mele. Și El îmi înnobilează viața cu prezența Lui. Pentru biserica dumneavoastră am un salut pe care biserica noastră l-are. 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. Și aici spune foarte frumos cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Zice, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Și aici uneori Domnul ne mai răsplătește, e ca un bonus, zic eu. Am aici Domnul nu e promite că voi fi la superlativ, cele, da, de unde? Viața asta oricum se duce. Mântuirea e pe prim plan, e cel mai mare lucru. Să-L ai pe Domnul și să trăiești cu El. Și în împărăție să te întâlnești împreună cu toți cei care sunt în jurul tău și pe care Dumnezeu ți-o dat. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.